Persoanele care se debarasează de gunoaie în alte locuri decât cele special amenajate sunt aspru sancționate de oamenii legii. Este și cazul unui bărbat care și-a depozitat gunoaiele pe o stradă din Timișoara. În cadrul eforturilor noastre continue pentru a avea un oraș mai curat și mai sigur, zilele trecute poliția locală a identificat și sancționat o persoană care a aruncat ilegal deșeuri la intersecția dintre străzile Cercului și Dimineții, transmit reprezentanții primăriei municipiului Timișoara. Poliția locală a aplicat o amendă în valoare de 30.000 de lei, iar persoana în cauză a primit termen de o zi pentru a face dovada predării corecte a deșeurilor după ce a fost obligată să le ridice din locul în care le-a abandonat. Acțiunile de acest tip nu numai că îmbunătățesc aspectul orașului nostru, dar demonstrează și că măsurile luate au impact real. Avem în vedere monitorizarea mai multor zone din Timișoara pentru a asigura că ne putem bucura cu toții de un mediu înconjurător curat și sigur, au mai precizat reprezentanții municipalității.